parcare de lux în cartierul muncitoresc Ciocana. Unii șmecheri și-au făcut mănăstire sau deocamdată biserică și în curtea mănăstirii se parchează fel de fel de mașini bengoase. Unii zic că astea nu sunt mașinile nici ale preoților, nici ale călugărilor, că sunt mașinile locatarilor de aici. Poate fi. Noi vrem doar să arătăm ce fel de mașini au enoriașii celui mai sărac stat din Europa, pentru că e corupt. Ioara. Ia ca așa mașina. Merge. Întreabă ceva mai deștept. Și cu aftea. Și? Trebuie să knocam vreo așa afară. Dar de ce? De atâta n-ai drept. Unde scrie? De atâta n-ai drept aici. Uite, omule, de aici scrie în Constituție că am drepturi, da. Ai toate drepturile în drum, car și mașină. Aici e drum. Aici e drum, e curtea între blocuri. Care drum aici? Că e curtea între blocuri aici. Că nu călca acolo, că acolo e de blocuri. Și văd că de-am s-o întărit. Și dacă o-i lăsa și o leacă de urme în istorie. Aud ori nu? Te aud, da. Rog frumos, am spus să dau. Ia uite, ce calci acolo că-i ud? Rog frumos, îmi fac. Roagă-mă, bun. Care e mașina starețului? E ca asta bengoasă? A cui? Irlandeză? Dar nu-i nici o mașină. Aici nu-i mănăstire, e biserică? Nu-i mănăstire, aici e biserică? Nică nu știi. Sau nu vrei să spui? Vai de capul la ei! Și e cu cine o camera asta? Butoaiele de aghiazmă, sfântă aghiazmă. Așteaptă următorul sezon de la Hatron. Și asta e apa din care se face beton și din care se fac bani la botează. Același sfânt robinet de după gard. Țineți minte, asta iarna era acoperit cu o cărpă. Asta e o armătură, am ușa să-mi spargă kinocamera, zice enoriașul. E posibil, da, cum mai fost cazuri. Când o spart capite și-o răstignit și-o tras în țeapă, s-o exprimat cretinește. Biblioteca cam sărăcuță la intrare. Restul tătă-i de lux. Cum e nația, așa e și biserica.